Microsoft Word, inserarea formelor. Prezente în documentele Word, formele sunt elemente grafice de bază ce dau culoare și îmbunătățesc vizual conținuturile. După inserarea unei forme în fila Formatare formă, regăsim comenzi ce permit operații precum modificare formă, adăugare text, grupare forme, etc. În fila Inserare a editorului Microsoft Office Word, descoperim butonul Forme, butonul Shapes. Prin apăsarea butonului Shapes, avem acces la o mare varietate de forme organizate în categoriile linii, dreptunghiuri, forme de bază, săgeți, ecuații, etc. Din grupul stele, alegem forma panglică cu text frontal, iar apoi, cu click pe dreapta și comanda Adăugare text, vom inscripționa un text artistic pe această panglică, pe această formă. Reluăm inserarea desenelor cu o formă nouă numită pentagon. Adăugăm și un triunghi isoscel, pentru care alegem stilul umplere în culoarea gri. Exemplul din imagine ilustrează operația de grupare a două forme. Ne dorim ca ultima formă adăugată, și anume discul verde, care obturează obiectul creat anterior, să fie așezat în ultimul plan. Avem la dispoziție următoarele operații: selectarea formei, click dreapta și opțiunea Send to Back, trimitere în ultimul plan. Sarcină de lucru. Realizați un logo cu denumirea Casa Fantomelor. Inserați formele pentagon, triunghi, cerc, paralelogram, inimă, panglică, zâmbet. Grupați progresiv toate formele. Inserare formă pentagon. Inserare formă triunghi isoscel. Formatare formă prin schimbarea culorii la o nuanță de gri. O altă nuanță de gri pentru culoarea de contura formei și o dimensiune de 6 puncte pentru linia de chenar. Inserare paralelogram, formatare la culoarea orange, la culoarea portocaliu, duplicare, simetrizare, inserare, formă, oval, cerc, formatat la culoarea orange. Selectăm toate formele, grupare. Avem o primă căsuță a fantomelor pe care o duplicăm. Căsuțele vor compune noi etaje. Etajele vor descrie un castel al fantomelor. Copiere, lipire. Copiere, lipire. Ajustări.
ale dimensiunilor formelor astfel obținute. Ne apropiem de ultimul etaj. Reglaje vizuale. Trimitere în ultimul plan. O nouă aliniere a imaginilor care s-au suprapus. Selectăm acum toate obiectele ce compun castelul și cu click pe dreapta alegem opțiunea grupare. Căsuța fantomelor este finalizată. O formă nouă, circulară, sub formă de disc, formatată la o transparență medie, trimisă în spatele castelului fantomelor, completează imaginea logo-ului nostru. Ne dorim și o informație de tip text, text artistic, ne folosim de o formă de tip panglică. Panglică cu titlu frontal. Construim obiectul fantomă. Am duplicat desenul inimă. Inserăm forma smiley, chipul zâmbitor. Grupăm forme cu click pe dreapta. Grupare. Duplicăm personajul. Adăugăm formatări pentru transparență și culoare. Și la final, toate formele suportă încă o grupare. Gruparea logo-ului dorit. Butonul cu efecte speciale aplică peste logo-ul nostru ultimele finisaje. Linia punctată. Inserare formă linie, selectare formă, formă contur, punct rotunjit. Tema pentru acasă. Editați o hartă conceptuală cu denumirea Harta textului literar. Cerințe. Folosiți modelul din imagine alăturată. Utilizați doar formele linie și cerc. Pentru linia punctată, alegeți culoarea albastră și punctul rotunjit. Grupați progresiv toate formele. Exemple de sarcini de lucru pentru crearea unui portofoliu individual. Vă mulțumesc!